votul ca să fie la 3-0 pentru noi. În momentul de față, clar. Nu după șură, spre clar. În momentul de ocază, trebuie să fie la 3-0 pentru noi. Dar ăsta este fotbal. Când ratezi, ocazia se răzbună. Cu greșeala individuală mare, pe care am făcut-o în reviză la secundă. Practic, consider că am controlat astăzi o totalitate de minute în momentul 90. Nu am dat nicio șansă pe gazdă. Ba, greșesc, am dat o șansă și au profitat de ea. Îmi felicit băieții pentru modul cum au jucat astăzi. Erau trei puncte importante sau un punct. Dar asta este. Ne așteptăm un meci greu miercuri. Felicit echipa gazdă pentru victorie. Am scăpat astăzi victoria printre degete. Repet, erau trei puncte mari, mari, uriașe pentru noi, dacă noi reușeam să creștem de masă de aici. Dar avem mare avantaj că noi încă mai avem destul de multe meciuri de jucat în play-off. În alte echipe mai au un meci sau chiar de loc. Asta este mare nostru avantaj, cu condiția să le câștigăm. Vă considerați favorită? Nu, am spus doar la începutul turnului, noi nu suntem favoriți. Favoriții acestei serii sunt CSU și ASEA Târgu Mureș. Chiar dacă Târgu Mureș am înțeles asta, s-a pierdut de mult. Am destul de multe puncte în play-off. Mai avem puțin, sper să adunăm și noi din meciurile care au rămas de disputat în play-off cu echipele care se preconizăm noi că s-ar califica în play-off. Dacă mai reușim să facem, nu știu, 6-7 puncte, vom intra cu 6 mari. Mai sunt câteva meciuri disputate în acest campionat. Meciuri pe care le vom plata cu maximă seriozitate și ne așteaptă un meci extrem de dificil cu Târgu Mureș. Un meci pe care la care avem o singură variantă, și anume victorie. În rest, vedeți să mă duc la mai departe. Reușiți să-și anunța și eu intențiile de... Foarte bine, e foarte bine că 6-7-8, 9 echipe vor să promoveze. Și toate cele peste 10 până la urmă. Nu, glumesc acum. E foarte bine că mai multe echipe își doresc să facă performanță. Am revăzut Reșița și stadionul de aici după, cred, 15 ani. Am fost aici. Mă bucur să văd acest oraș. Oamenii de aici, care mi se par mai deosebit și caz. Vă felicit pentru victorie și vă doresc mult succes în continuare.